tale, dragii mei, și bine ați venit sau revenit pe acest canal. Astăzi avem produse terminate. Începem cu Jessica. A venit să vă toarcă un pic. Hai, citești toacele. Gata, va ajunge. Da, avem produse terminate în august și septembrie. Da? Și haideți să începem. Primul produs este aceste șervețele cosmetice care mă șterg pe față după ce fac rutina. Cei cu 3 sfaturi de la Penny, totuși să le pun în empties, dar acum fix acum dimineață le-am terminat și așa că da, am și oprit, să nu mai uit. Am terminat și acest Dove, 100% Colors. 48 de ore, dar na, așa zic ei. Mi-a plăcut mult, îl folosesc de mult timp, nu pe acesta, genul acesta de deodorante și chiar îmi plac. Da, am și de la Eiffel, acesta este, cred că, cu portocale, da, da, portocale. Am foarte multe din acestea pentru că sunt foarte bune, dar se termină foarte, foarte, foarte repede, deci, da. L-am găsit, ok, aici. Mai departe, mai am unul cu ananas, acesta e preferatul meu. Deci, nu. Vreau să-l țin, deci nu țin 2 săptămâni, nu cred, nu. Cam o săptămână, unul, și nu exagerez. Mai am unul cu lavandă, cu acesta am avut și o problemă. Într-o noapte, nu mai putem să respir din cauza lui, pentru că e foarte puternic, dar da. Eu l-am zis, fain. Dar e foarte, foarte puternic. Deja încep. Da. Am mirosit. Mai departe, terminat acest șampon de la Pharmacy. Cel cu măsline. Nu mi-a plăcut, sincer. Nu. Nu-l voi recupera. Nu știu. Îmi făcea părul așa. Se ungea foarte repede și... Făcea așa niște cojițe pe aici, deci nu, mătreață, ar fi zis. Termina și acest, da, a început să fie răcoare, am început să-l termin și pe acesta. Să folosesc genul acesta de gelul de duș, de la Trezorii d'Oriente, este cel care l-am primit de la Epur. Că nu mai știți clipul acela, vi-l las pe aici pe sus, adică de la Sandra Nicolaescu. Mi-a plăcut foarte, foarte mult și da, mai am unul de la ea, deci da. Și acesta mi-a plăcut mult, știți, foarte bine că a intrat și în favoritele verii. Este cel de la Dermacol cu pepene. Și da, și acum mai am unul care e aproape gata în baie. Dorina că termina și el 2 șampoane. Bine, unul era aproape terminat de data trecută, dar da, mai avea un pic în el, a zis că las că-l arăt data asta. Deci unul cu 2 în 1 mentol fresh. Și un ocean fresh. Și am în 2 la 360 de ml de la Head & Shoulders, nu știu dacă v-am spus. Am terminat și acest Jessica inspectează și toarce. Acest gel intim de la Feminella Oriflame, preferatul meu, cel albastru, cel cu căpățel albastru. Cel cu căpățel albastru îmi place de numai. Bun. Mai departe, încă un gel de duș de la Pharmacy, Brown Sugar, este cel care l-am terminat, l-am primit de la Alina Etic când am făcut swap-ul acela anul trecut, vă las pe aici un card și pe către acel clip. Și da, a fost bunicel, dar nu cred că o să mi-l recumpăr, sincer, nu prea este genul meu, mirosul acesta, dar da, bunicel. Nu știu ce am dimineața asta, bineînțeles, este foarte dimineața aici și abia m-am trezit, m-am pregătit repede și am zis că să le filmez, că sunt foarte multe și să le arunc, că, da, nu le mai țin, logic. Dorina a terminat și un full speed hair and body wash gel, știți că ei 5 în 1, face cu un gel de la full speed, 250 de ml, l-a avut într-un set și... Am terminat și această mască de păr cu Mediterranean Olive Hair Mask cu, ziceți să zic,
măsline. Da, îmi place de la Avon. Îmi place foarte mult de la Planet Spa Avon. Tot recumpăr. Am terminat și aceasta Hair X de la Oriflame. Aceasta s-a terminat foarte, foarte repede. Da, era și așa prea apoasă pentru... deci eu, care le mănânc pe pâine, practic, nu. Genul acesta de măști nu mi-l voi mai recumpăra. Mai departe, am terminat și săpunul lichid acesta cu verbină de la Oriflame, care, da, mi-a plăcut foarte, foarte mult. E super, miroase. Nu le-am într-o ordine așa, ce vine la mâna aia. Aia vă arăt. Terminat și demachiantul meu preferat de la Nove Age, cel cu uleiul de machiant, de fapt, nu, la Nove Age Oriflame, care îmi place foarte, foarte mult. Și mai am acum care trebuie să-l încep. Mai departe, am pus plasa aici, dar mai am un Eiffel din acesta cu fructe de pădure. Acesta nu prea s-a simțit așa, nu știu, nu prea mi-a plăcut. Terminat și aceste șervețele, ce astea sunt pentru parchetare? Podea. Podea, da. De la DM, marca proprie DM. Terminat și săpunul, am terminat și săpunul de mâini de la Dermacol, cel cu pepene, care l-am luat atunci în unboxing-ul acela de la Notino. De fapt, l-ați văzut voi în unboxing-ul acela de la Notino. Dorina a mai terminat o Rexona. O 28 de ore, Invisible Ice Fresh. Bine, am terminat șervețele din acestea, șervețele, doamne, patch-uri, cotton patch. La mea. Am terminat și dischetele acestea care sunt mai mari de la Jumbo. Am terminat și o cremă de ochi de la Oriflame. Este cea din gama Diamonds. Da, deci la Oriflame. Am terminat, dar știți că mi l-am recumpărat, serul cu unia aceea mide de la Revox, îmi place foarte mult. M-ați întrebat ce am văzut, ce îmbunătățire am văzut de la el, sincer, mi s-a mai îngreșat așa de tare tenul pe perioada verii. Coșuri, nu, tot a apărut, deci nu asta, nu. Dar asta, nu am mai avut atâta sebul. Nu am mai avut atâta sebul, eu cel puțin pe frunte eram... și panda cu slană. Ceva genul ăsta. Termina și masca de față de la Oriflame Optimals, de la Optimals, cea cu argilă, care nu mi-a plăcut aceasta, deci... Sincer, cea nouă, care o am acum la tub, îmi place mult mai mult decât asta. Asta, oricât mă frecam, deci să o dau jos, tot rămânea verde pe față, deci... foarte, foarte greu să depărta. Și da, nu o să mai recumpăr. Pentru mine nu este bună. Am terminat și spray-ul de mobilă de la DM. Acesta, sincer, acesta nu mi-a plăcut cum miroase. Miroase groaznic, groaznic. Tot Pronto este the best. Și un spray de cameră tot de la DM l-am luat. Este cel cu Mon Garden Essential Oil Refill. Nu mai știu ce este. Vine acesta. Am mirosit foarte fain. Foarte în jur de 5 lei. Da, Dorina a mai terminat un spray Rexona. Ăla sunt preferatele lui. Aici am periuțe de dinți care am locuit. Am păstrat doar ambalajul. Nu știu de ce le-am postat, că nu sunt chiar așa de interesante. Săpunul de mâini de la Milk & Honey. Dar l-am terminat și tot așa am păstrat ambalajul. Ca să vi-l arăt. Săpunul aveam cum să-l păstrez, gata.
Da. Și acesta cu mango îmi place foarte mult de la Eiffel. Da, îmi place mult, 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 mult. Ananas și mango, sincer, de la toată gama, asta îmi plac. Și drept urmare mai am unul cu ananas. De cele cu ananas, dacă pun aici. Sunt și cele care miros cel mai, cel mai tare și nu așa ca cele de cu lavandă, care să te sufoce. Nu așa. Ok, ești. Am terminat și acest săpun de mâini care l-am primit la Balea din The Me, care l-am primit de la Anca Popescu. Las și clipul acela pe aici. Și am mai departe. S-au rupt astea, ce tare. Sunt cele cu cafea, le-am luat ca să le pun în bucătărie și da, nu s-a prea simțit mirosul, sincer. Nu, no, nu, no, nu. No. Am avut și acestea ocean, ce să le-am pus în baie, mai mică, varianta mai mică, că n-am găsit varianta de 100 de ml, așa că am luat de 5-5. Dar am mirosit super, super, super fain. Și da, pentru baie chiar era super ok. Mai ales dacă aveți băi mai micuțe, pe așa mic este ok. Da, eu am terminat mai multe uleiuri din acestea de păr de la Oriflame Love Naturals. Eu le folosesc, știți foarte bine că mereu le vedeți în empties, dar poate mai uit să le pun, dar da. Și de aici mai am măști, multe măști, multe măști. Bun, și după aceea trecem la produsele de curățenie. O jumătate de mască din aceasta de la Balea de Me, jumătate mai am, cred că. Este Balea mască față apă termală. Așa. O mască Love Naturals pentru ten combinația cu castravete. Aceasta îmi place mult, mai am. Toate mi-au când le prind la reducere. De la Essential Face. Încă una de la Oriflame. Aceasta a fost așa și așa. Încă una cu castravete, tot de la Oriflame. Aceasta n-am folosit-o, dar era într-o cutiuță din aceea de la Pink Panda și nu, că am folosit una și chiar m-am usturat fața practic și m-am zis că nu ne mai folosesc. Încă mască cu trandafil de la Herbal Care. Așa. Încă una tot așa dintr-un care nu-i folosită, dar o arunc. De la Pink Panda. Așa. În departe să vi-l arăt la sfârșit, să vi-l arăt. Să vi-l arăt pe toate măștile. O mască cu hialuronic, mască servețel de la Amy Plant, preferatele mele, știți foarte bine. Și una de la Balea cu vitamina C, îmi place, mai am una. Cred că aceea care mai am, am primit-o de la... cred, de la Larisa, parcă. Larisa Erimia are și a canal de YouTube. Că șervețel de la Love Naturals, Oriflame. Încă o mască Elimin Plan, de data aceasta cu colagen, o mască șervețel. Nu știu, cred că una asta, sau nu știu care, am primit-o de la Alina Ertic, când am fost la mare, dacă nu uit, vă las și către acel... Haideți că am vorbit prea... Haideți că am vorbit prea mult și era să mi se închide telefonul. Camera, doamne, telefon era să zic. Așa. Din astea depilatoare, benzi depilatoare pentru corp și zona bikinilor de la Farmers. Eu folosesc din acestea. Am terminat două bucăți. Mai departe trecem la produsele de curățenie. Am terminat acest balsam de rufe de la Sano Maxim. Îmi place foarte, foarte mult. Și am de gând să mi-l recumpăr. Dacă nu-l miros așa, nu-i wow, deci chiar nu-mi place. Dar pe haine, super, super. Mai am și două de la Lenor, cel clasic, albastru, nu e sigur. Le știți. Am terminat și detergentul nostru preferat de la Ariel, Professional Colors. Acesta. Terminat și de la
farmacii, soluția aceea pentru parchet. Nu e așa mare, dar s-a terminat. Acum mai am încă una. Și aici, stați că... Și aici mai am două... cam două sunt pink, dar diferă capacul. Unul e cu roșu și unul e cu roșu. În fine, sunt două din acestea parfumuri de rufe concentrate, așa, de la Kifra. Eu le-au de aici, de la chioșc. Un chioșcul de la noi de aici, de la bloc. Nu de la blocul meu, bloc vecii. Le cumpăr de la bloc, în jur de 34 de lei, cam așa este unul și la ce fac. Am terminat și două detergenturi de acestea Formil de la Lidl, da, cel color și cel sport, care le-am luat, da, sunt bune, dar tot la Arielul meu mă întorc. Și tot de la Pharmacy mai am acesta care îmi place foarte, foarte mult, este... Citesc pe el, că e și plin de apă. Cred că am luat acum un gel de duș din baie și cred că era cam mult. Așa, să vedem. Detergent concentrat multifuncțional cu aromă de flori albe. Acesta este. Vreau să vă citesc exact cum scrie pe el. Și da, stai să-mi pui să-l șterg. Așa arată. Și îmi place foarte, foarte mult, sincer, din toată gama asta și tot ce am testat eu de la, din gama asta, adică că n-am testat chiar pe toate, asta îmi place cel mai mult și cel mai mult. Și da, o să-l recumpăr pe viitor. Și mai am mai terminat și acest detergent, sau cum se zice, pentru... soluție pentru depărtarea petelor, nu detergent. Dar acesta, sincer, nu prea a făcut mare lucru, așa că da. Nu, asta nu l-am cumpăr. Și cam atât am terminat data asta. Sunt destule totuși. Atâtea produse am terminat. Și atâtea produse am terminat de data asta. Sunt destule. Am zis că haideți să filmez, să le arunc, pentru că deja se strânseseră și nu mai aveam unde să le depozitez. Și da. Sper că v-a plăcut și clipul acesta. Dacă da, dați mare, mare like. Nu uitați să vă abonați, să activați și clopoțelul dacă vreți să vedeți ce mai postez pe viitor. Până data viitoare, vă pup și vă îmbrățișez cu drag, pa, pa! Și îmi cer scuze pentru vocea mea, dar da, asta este. Pupicei!